2 de puncte. Da, da. De... Break de 92. Destul de lungă lovitura de deschidere a lui Ali Carter, îi lăsa lui Ronnie variante. Avea bila roșie din partea dreapta mesei pentru buzunarul de colț, dar nu era sigur de traiectoria bilei albe, Ronnie O'Sullivan. Ce bonus! Foarte frumoasă lovitura de buzunar, dar aici a avut noroc la al doilea carambol cu bila roșie. 8. Și avea un unghi pentru a trimite bila albă în pachet. Executat în celul viitora pentru a nu pierde poziția bila albă. Excelentă jucată. 16. Două bile roșii, două bile negre. Deja două cu două și regizorii erau pretențioși. Interesa bricul maxim. Interesează mai mult titlul de campion mondial decât să înjumătățească premiul lui Stephen Hendry. Thank you. 23. A coborât puțin la sfârșitul jocului 7, era la 95%, dar diferența se face cu acel 89% al lui Ali Carter. Mai avea o singură bilă roșie desprinsă din pachet. Și intra în mănunchi. Avea același buzunar continuare. Foarte greu să spargi mănânchiul din manta superioară.
avut efect, efect lateral drept, așa cum a executat el lovitura. Thank you. 54. Câteva roșii mai avea nevoie Ronnie pentru a reface distanța de două jocuri 62. Din debutul finalei. Ale Carter foarte aproape să fie din nou condus la două jocuri. Fost bila de 5-3. Control deosebit al bilei albe. Și al doilea break de peste 100 de puncte al sesiunii. Al 68-lea al turneului. Și jucând bila roz, un maxim posibil de 141. Care ar ruca pe poziția a treia. Ceea ce privește ierarhia break-urilor de peste 100. Primul, evident, break-ul maxim al lui Stephen Hendry. Al doilea, break-ul de 142 al lui Stephen Maguire din semifinala pierdută în fața lui Ali Carter. Și ar fi fost acesta de 141 al lui Ronnie O'Sullivan din finală. Al doilea al finalei. 123. Perfect, mai puțin de 10 minute, o închidere de masă de 141 și Ronnie se distanța la două jocuri de adversarul său. Este scorul de la care va începe sesiunea a doua a acestei finale.